Ce fac, băieți, și bine ați venit la un nou episod incendiar de FIFA 19 Draft spre Glory. Înainte să începem, ca de obicei, lasă like-ul la clip dacă apreciezi seria asta, dacă vrei să vezi mai des pe canal. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive, training-uri, ghete de fotbal, minci, tricouri, toate cele, calitate super ok, prețul super ok, site-ul în descriere, argol.com/ro. Ai 60% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Hai să vedem formația pe care o să o folosim. 4-2-3-1 wide, 4-3-1-2, 3-4-3 flat, 5-3-2, 4-5-1 attack. Decizii, decizii. 4-3-1-2 să fie, băieți. Și hai să vedem capitanul nostru. O singur motiv pentru care îl iau. Stai, Heldon ăsta ce zice? 3-4, high low. Shot power 91, finishing, stamina și jumping bune, n-are strength. Ar merge asta ca super sub 30G, frate, e dezastru total. Te ajută la chem. Știi, la chemistry. Dar mai bine le-au eu pe ăsta și îl folosesc ca super sub. Hai, dă-mi un mijlocaș, mă duc la rezerve și să-mi dea un mijlocaș. 30G ăla nu... Oh, Socrates, păi cum, bă? Păi vezi, mă, ce frumos. Pac, l-am scos direct. Și începem acum joaca cu echipa, cu atacanții. Aubameyang, cred că e beleaga G.U. Mama mia, e belea, l-am luat. Ce jucător, team of the season. Anglia 1, cine e? Murray ăsta, 35 pace. Luăm pentru chemistry, rezolvăm noi după aia la... cu schimbări, la schimbare. Foden, Gomez, Rodriguez, Müller, Royce. E clar că Foden aici se potrivește. L-am avut pe Foden, nu prea m-a impresionat așa, să fiu sincer. Verratti, Arthur, Rodri. E, acum vine momentul cum o jucăm. Arthur, decent, Verratti, Rodri, are shadow ce-i drept. David Silva, Arthur ar lua full cam momentan. David Silva stă bine, dar... David Silva, mă, iau pe Rodri. Pe Rodri, doamne, pe Arthur. Mă, o viță. Loftus. Kondo, bia, ar merge Kondo acolo și ar ține bine apărarea Kondo, știi? Stai, ia chemistry acolo. Îl iau pe Kondo. Îl iau pe Kondo și joc. Nu prea pot să-l joc așa, vezi? De fapt, după minutul 1 schimbăm noi și facem această schemă. Bun, hai să vedem fundaj dreapta. Fundaj dreapta. Valencia, João Cancelo, Dani Alves, Juanfran, Lichtsteiner. Îmi place mult de Tomie Valencia și pot să-l fac să aibă chemistry aici, să-l iau pe Valencia. Ce mai avem? João Cancelo și el foarte bun. Mamă, mai bun João Cancelo. Dar vezi tu, nu am prea mulți fundași șmecheri de tot pe Italia. Le iau pe Valencia, schimb frumos Socrates așa. Bun. Și acum sperăm la Virgilică, fără frică, Lukaku. Băi, era să mă supăr că îmi dă Lukaku din Italia. Toby, team of the season, Toby Alderweireld, Sule. E clar că Toby îl luăm. Toby e bun, e foarte rapid, dar merge. Următorul jucător. Tot mă încearcă cu Lukaku. M-ar zăpăci cu Lukaku. Upamecano, De Vrij, Sule și Godin. Știți ceva, chicos? Îl iau pe Upamecano. De ce? Pentru că e bestie, frate. E absolut bestie omul. Ok, Delph, Rose, Robertson, Colasina și Gulam. Robertson, Rose, Delph. Complicat, complicat. Ce avem noi aici? Avem belgeanul ăsta. Niciun belgean aici. Și restul toți de Anglia și unul de Italia. Complicat, pe bune, complicat. O să fie greu cu fundașul stânga la Upamecano. Le trebuie un Mendy acolo. Wan-Bissaka, Pepe, Del Piero. Păi pot eu, ce să fac eu aici? Mă, fundaș dreapta de bine de rău am. Deși Wan-Bissaka ăsta e și el foarte bun. Dar un Del Piero în echipă nu prea... Și e și prime icon moments. Îl iau, super sub, e blană. Boli de Premier League. Este o opțiune interesantă pentru chemistry. Și francezia și pe partea e o opțiune interesantă. E lentuț. Stai să vedem. 81, ok, așa ne ducem în 81, Upamecano, poate îl joc super sub pe Upamecano. Au, aici e un dezastru total. Virgil van Damme, din ce ligă ești tu? Belgia 1. Am avea opțiuni pe fiecare post. Aici, William ăsta, cred că Europa League ar ceva. Ronnie Messi, trebuie să-l iei pe Messi. Când vezi Messi, cumperi Messi, frate. Cumperi sau ei. Callejon, Coutinho, Eden Hazard, Iago Aspas. Mi-a dat numai winger. Ce să fac eu cu winger, bă, nebunilor, bă, n-am ce să fac cu wingerii voștri, bă. Budebu, Marlos,
Bernard Giuliano Wanyama. Pania unu Bernard ăsta. Prea mă interesează, ca să fiu sincer. Ce e asta, mă? Mă, ce e, mă, asta, mă? Mi-a dat doi din Italia, da? Of, 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 of. Trei jucători rămași și n-arătăm bine deloc. Ricardo Pereira, clar, mi-a dat la fundaș, frate, de m-a zăpăcit. Colarog de pe Italia. Dar dacă am eu cu cine să te convânt de pe Italia, aici suntem. În fine, doi jucători rămași. Vezi, opțiunea asta cu Boateng spune că ar trebui să ajungi pe Upamecano ăsta să ia niște chemistry. Bonucci, dacă aș încerca eu cumva așa, totul se rezumă la super sub, frate, nu. Și joc pe Upamecano așa, tot se rezumă la super sub. Iau ei chemistry, dar nu. Așa măcar pot să-mi iau, am șanse mari, măricele la un portărel bun. Am și un fundaș stânga bun. E clar, ne trebuie Premier League, dă-mi un De Gea. Hai cu De Gea! Pickford, păi pot să mă supăr eu? Sorrentino, Bunu, Castles. Da, ok. 91. Și mai avem oportunitatea unui portar, Andanovic, Neuer. Mamă, ce bun e Neuer ăsta. Mergea blană, fii atent, Boateng puțin, Upamecano pe stânga. Ia stai puțin. Să vedem ce zice povestioara asta. Te duce 90 așa, vezi tu? Păi da, o viță, dar pe cine scoți după aia? Asta stă în 6, Upamecano, joci pe Upamecano, fundaș stânga. Te mănâncă, mă, la dribbling. 90, da? Băieți, poți să ajung, uite, cu echipa așa, la chemistry 95, dar cu manager, într-adevăr, mai crești cu managerul, dar mai bine stau 90-91, uite, cu ăsta mă duc în 96, Klopp mă duce 96, 95-97, începe un 97. E decent, e decent ca chemistry, avem câțiva jucători super ok, hai să mergem la meciuri. Ok, primul adversar, 3-5-2, Totti Kante, Totti De Bruyne, Bobby Moore, Baresi, la cine e? Cred că da, Figo pe dreapta, sunt lentus, fundaș și central, dar static. Sunt fundași foarte buni, foarte puternici. Ah. Socrates din voleu! Oh, aleu! Băi, cum trage Socrates ăsta la poartă, le distruge, frate, șuturile. Hai, Delpi! Of! Scoate din nou De Gea. Foarte bine poziționat De Gea aici. No! De Gea din nou salvează. Trebuia să am, nu știu, minim două goluri avantaj. La cum s-a jucat și la câte ocazii am avut, trebuia să avem vreo doi, da? Hai, Socrates, acum? Ăla-i, mă! Băi, dar trage ăsta, băiatul ăsta, când o prinde, o zăpăcește, mă. Foarte, foarte bun la șut. Ia, Socrates, du-te tu acolo! Ăla-i, mă! Ăla-i, mă! Ce frumos! 3-0! Aici, super! Rage-quit! Mergem în sferturi, chicos! Sferturi de finală, Huli de 94 și o formație împotriva care e posibil să avem probleme mari. De ce oare? Ei bine, băieți, va fi foarte ușor să ne deschidă pe lateral. 4-4-2, o formație wide. Hai că vedem cum ne scurcăm. Penalti acolo, da? A intrat prea hotărât. Ia să vedem dacă reușim să marcăm. Da, mă, reușim. Bă, unde s-a dus, mă, ăsta? S-a dus mult de tot în altă parte. Frumos aici. Hai, oba. La scurt! Aubameyang, 2-0. Super șutul ăsta, super. Hai, mă, Delpi, de la distanță! Ce
concentrare. Messi de acolo, un blocaj, nu știu ce s-a întâmplat. Se ducea interesant oricum concentrarea Del Piero. La corner! S-a băgat așa o bame aia cu capul, dar era un unghi în care era greu, greu de tot de marcat. La lung, Socrates, preluare, voleu și poi dormen cum face. Nu te duci, mă, portare așa, mă, ce-ai cu mingea aia? Messi, în blocaj, nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Iar în blocaj. Băi, dar ăsta și minutul 87, frate, are drop back, nu știu ce are. Stau jucătorii așa de retrași. La 2-0 pentru noi, știi? Fluier final. Mergem în semifinală. Semifinale 4-2-3-1 wide. Greu de desfăcut apărarea asta. Mai ales că are Virgil, are Yashin, Mané pe lateral cu Lineker în atac, De Bruyne, Marcelo. Nu știu. O să fie greu de desfăcut apărarea asta. Hai Socrates! Hai Socrates! Haide mă! Bună pentru Socrates? Și ăla e mă 1-0. Bine mă, Socrates ăsta e super tare, mă. Super, super tare. M-a prins, bă, aici, bă. M-a prins. Hai, Auba, hai, Auba! Nu se poate, Auba, așa ceva. N-ai făcut nimic toate meciurile astea. E foarte, foarte... Nu se poate un team of the season să nu fie și el un pic mai OP, așa. Socrates, șut bun acolo. Eram la distanță destul de mare. Delpi, Delpi! Super sabul nostru, Del Piero, marchează! Fii atent, să stai și nu mă atac. Mersi, ce să zic, e ok. Pentru că îmi dai timp aici să mă desfășor. Del Piero! Del Piero! 3-1! Cum a curs faza asta de atac? A fost superbă! Plecat din dreapta, pas după pas după pas, am deschis frumos jocul. Pasăm pentru Del Piero, care nu iartă, minunăție de gol! În final! În final îl văd și eu pe Aubameyang făcând ceva deosebit. Super faza aia! Crocheta după crocheta din lateral, am intrat în centru, șut la scurt, nicio șansă pentru portar, probabil rage quit și mergem în final, băieți. Ok, adversarul din final 4-3-3, versiunea a 4-a. Mai bună decât a noastră echipă, cred. Eusebio de 94 de bombă. L-are și el pe Socrates, în apărare pe Virgil van Dijk, arată super beton în echipa lui. Și e și o formație mai bună, cred eu, decât a noastră. Aubameyang! Da, super, începem minunat această finală. Da, veni cu toți. Na, ce să faci aici? N-ai ce să faci. N-am avut ce să fac la faza asta. Haide, Delpi, nu te cred! Ce frumos am făcut totul și... Bă... Vreau și eu să mă salvez și pe mine un portar așa. E offside, cred. N-a fost offside, iar bară, frate! Hai, Auba! Hai, frate, Auba! N-ai... Nu mai zic nimic, băieți. Nu se leagă, pur și simplu. Alung cu capul. Puhu, ce șansă. Hai, Messică. Aoleu, m-a zăpăcit. M-a zăpăcit, frate, portarul ăsta. Băi, tot a scos, mă. Hai, Messi. Nu se poate!
Nu se poate în continuu, bară! Nu se poate să te mănânce jocul atât de mult! Nu se poate, frate! În final! În final egalăm! Bine, mă! Ce-ai, bă, dominat pe toate părțile. N-am nimic de zis de a jocul ăsta, n-am nimic de zis. Ați văzut și voi ce s-a întâmplat în meciul ăsta. Trebuia să se termine minutul, din primele 90 de minute, să fie 3-4 goluri diferență. Hai, Hazard! Haide, frate! Mai scoate ăla multe! Ce-i asta? Da, e game over aici, n-aveam ce să mai fac. Cam ăsta a fost draftul, mai trebuie să-mi vină și pachetele. Că nu te lasă jocuri, n-ai pur și simplu ce să faci. Ați văzut cu ochii voștri câte ocazii peste ocazii peste ocazii. Trebuia să-i fi dat 5 goluri diferență adversarului ăsta. Să mergem să deschidem premiile, băieți. Deci ce premii primim? Gold Players Pack și Premium Gold Players Pack. În Premium Gold Players Pack am primit un Team of the Season. Stai că s-a întâmplat ceva, am primit aici ceva la Objectives. Și acum cred că se deschide și pachetul. Deci în Premium Gold Players Pack am primit atunci Team of the Season. În premiile de la draft. E greu de crezut că o să ne pice și acum, dar speranța e acolo, știți voi. Hai să trimitem totul în club, restul dăm ce avem, duplicates, duplicate, se vor vinde. Și pachetul cu Team of the Season? Nu e Team of the Season. E board, ok, board down. Televizor francez, mijlocaș stânga, de la Bayern. Ribery de 85. Ok, cam atât pentru astăzi, nu uitați să lăsați un like, vă pupă o viță. Pa, pa!